18 în profila 3, deci profila și merg. Da. Da. Observăm. Observăm. Am pus noi 6 pentru că am zis 6 cu 6 fac 12 și 12 se împarte la 3. Da. Deci 12 se împarte la 3. Și am pus în faza asta, am pus aici 6. Și am zis 6 și cu 6 care l-au luat înseamnă că segmentul ăsta e de 12. Da. 12 ăsta îl împărțim la 3. Da? Și vedem că ăsta e 4. 4, 4, 4, înseamnă că au luat 8. Că sunt acestea 4 care au luat, da. Astea 2, 4, 4. În total cât ar fi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ori 4, 20. 20 e primul rest. Dar 20 trebuie împărțit la cât acum? La 3. La 3. Și nu merge. Și nu mers. Și atunci eram acum într-un moment greu. Și ne-am întors înapoi. Deci mai trebuie încă un multiplu de 3 încorporat în 6. 9. Aici era discuția. Da. Da? Deci mai trebuie încă un 3. Pe parcurs eu trebuie să mai am încă un 3. Deci să luăm 9. Așa. Dacă luăm 9. Se rupe paginare. Da? Dacă luăm 9, înseamnă 9-ul luat. Că a rămas 9. 9-ul luat. Înseamnă aici cât este de mare. De 18, nu? Că încă 9 este, înseamnă asta, 9 și cu 9, 18 înseamnă asta. Acum, 18 ăsta se împarte la 3? 18 ăsta, adică ducându-o sus. Fac 6. Fac 6. Deci acum supun 6. 6. 6. 6. 6. Da, sus. Acum, este, dar am reluat pentru ea. A, da. Da? Pentru că veniseră și nu era deloc. Iar nu era în temă. Da. Și nu puteam să încep problema. 6. 6 ori 3. 6 ori, ori câte sunt așa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ori 6. 30. 30. 30-ul ăsta, fiind segmentul de sus, îl împărțim în 3. Da? Da? Și de 10. 30 împărțim la 3. Egal cu 10. 10 reprezintă un singur segment. Și înseamnă că 1, 2, 3, 4, 5, 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 50. Da. Deci în coș erau 50 de mere. Deci răspunsul corect este în coș erau 50 de mere. Asta le întrebau, da? Hai să facem proba acum, să vedem dacă lucrurile merg așa cum trebuie. Deci 50 îl împărțim la 5. 50 împărțit la 5 și mulțit cu 2. Înseamnă cât au luat în prima parte. Da? 50 împărțit la 5. 20. Împărțit la mulțit cu 2 fac 20 mere a luat în prima etapă, da? Apoi câte au rămas? Tot 20 din 9 le vest. De nu, câte au rămas în coș? Dacă au luat 5. Din 50 au luat 20. 30. Deci scădem din 50. Scădem pe 20 ca să vedem primul rest. Da, și egal cu 30 mere au rămas în coș. Da. Rămas în coș. Da? 30 de mere au rămas în coș. 30-ul ăsta, îi luăm două cincimi de el. Deci pe 30 îl împărțim la 5 și mulțim cu 2. Ca să vedem cât au luat în a doua etapă. Nu, 30 împărțit la 5, 6. 6 ori 2, 12. 12 mere a luat în a doua etapă. Da. Câte au mai rămas? Ca să vedem câte au mai rămas din 30 din vechiul rest. Da. Scădem pe 12. Da. Deci din 30
Cădem pe 12 și egal cu 18 mere au rămas în coș. Deci 12 mere, 18 mere au rămas în coș. Și acum 18 ăsta 18 îl împărțim la 2, ca să vedem cât ia a treia oară, da? Da. 18, ca a treia oară zice ea, ia jumătate din cât au găsit da. Acolo. 18 împărțit la 2, egal cu 9. 9 a luat. 9 a luat. În a treia parte. În a treia etapă, da? În a etapă. A treia. Etapă. Și câte au rămas? Cât e constată cât au rămas? Cealaltă jumătate. Da. Deci, în coș, rămân 9 mere. Iată că numărul de mere care rămâne în coș nu e la întâmplare. Că noi am crezut, aici e refuzat povestea, noi am crezut că dăm așa, 4, 3, 2, 5. Da? Nu e la întâmplare că pe traseu avem nevoie, mergând înapoi, în formularea care am făcut-o noi, aveam nevoie de împărțirea exactă la 3. Da? Ați văzut acolo toată povestea asta. Deci trebuia să luăm minim 9, ca să fie de 3 ori 3. Dar mai poate fi luat nu numai 9, și chiar putem să luăm 18. Da, da. Să fie 2 ori 9 sau 3 ori 9. Deci, important că să fie aici să fie multiplu de 9 în formularea asta. 2 cincim, 2 cincim și jumătate. Deci, pentru 2 cincim, 2 cincim și jumătate, neapărat, ca problema să curgă frumos și rezolvitorul să aibă șansă să o facă, trebuie să dăm un număr deștept, un număr, cum să spun, nu la întâmplare, cum a rămas da. Atâta în coș, ci un număr care să facă... Până la urmă l-am spus la întâmplare. L-am pus la întâmplare, de da. L-am pus la întâmplare. Ne-am zis noi ca să luăm 5 mere ca la problema dată de Alexia. Și am constatat că... Alexia. Alexia, da, Alexia. Dacă da. Se uită acum... Da, dacă se uită acum Alexia, și se uită că ea este foarte conștiincioasă și îi place de ce facem noi aici. Acum descoperă și că din problema pe care ne-a formulat-o ea, facem și alte probleme. Cum se face să sune. Să sune, da? Să le sune. Dacă n-am înțeles. Da. Alexia, Alexia. 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 Bine, Alexia. Prins pe toată zavla. Alexia. Așa, da, Alexia, da. Alexia, noi suntem la o etapă acum, dacă tu ne urmărești, mai interesantă decât simpla rezolvare, ne-am pus problema să încercăm să compunem probleme. Da. Da? Deci avem acest... Se mărește. Da. Avem acest lucru foarte interesant de făcut, să nu luăm așa de bună problema pe care ne-o dă și o rezolvăm și ne aducem la altă problemă, ci încercăm să pătrundem un mecanism de compunerea problemei. Da, ne adunăm, ne mulțim. Să amintești tare ce nu e departe, de acum. Ne uităm peste umăr și ne dăm amintim în urmă că când vedeați, când spuneam, haideți să lucrăm la matematică, vedeați acolo niște numere, vă gândeați ce se fac cu astea. Hai să le adun, hai să le mulțesc, hai să le împart. Dar da, fără... Și nu știai de ce. Nu, nu, nu atât. Când ne-am învățat prima oară să împărțim și să mulțim. Da. Deci, pur și simplu, făceați aceste lucruri mecanic și, din păcate, sarcina cea mai mare care trebuie să o aibă învățătorul, aceea de a, vă, de a avea răbdare să stea de vorbă cu... Învățător? Da. Nu. Anu? Nu. Anu, nu, numai, ați fost la clasele... Numai la 5 am fost acolo câțiva ani, cât au fost copiii mei. După aceea, numai la liceu, nu am predat la... La ați predat la Liceasă Ferdinand, Alexandrii, Brânceanu. Am predat și la Brânceanu și la Alexandrii. Pe bune? Da. Nu, pe bune, pe bune, na.
Că dacă tot mă întrebați voi asta, trebuie să vă spun, eu am predat 23 de ani la liceu de petrol din Moinești. Deci când am venit în învățământ, prima dată acolo am început. Dar dumneavoastră sunteți din Bacău, nu? Eu am fost repartizat pe timpul meu atunci, când am terminat facultatea, în 75. Da. Am fost repartizat, așa se întâmpla atunci, nu ca acum să cauți de lucruri, să te duci nu știu ce, nu știu cum. Și încă acum e centralizat, e tot o porcărie. Dar am fost repartizat la liceu de petrol din Moinești. Da. Și acolo mi-am început cariera. Acolo am avut eu rezultatele acelea formidabile de mari, cu olimpici, cu tot ce v-am povestit eu. Și la un moment dat am venit la inspectorat. Am fost inspector general adjunct la inspectoratul de Bacău, de aici. Da? Și am stat mai 2 luni de zile ca profesor, ca inspector. Și m-am chemat cu ministrul Marga și m-a zis, mate colegi, ești un profesor, am înțeles că ești un profesor foarte bun, trebuie să dai demisia că n-ai susținere politică. Da. Și eu am zis, nu dau demisia, demitiți-mă dumneavoastră și m-au demis la o rând de zile. O căutat să găsească un motiv și m-au demis. Și de pe urmă m-am titularizat ca profesor. Eram titular fără discuție, da. Dar aici în Bacău. Devenit profesor, întâi la Alexandrie, aici. 2 luni de zile. Deci 2 luni de zile. A, nu, a 10-a, a 11-a. Deci am predat 2 luni de zile la Alexandrie. 2 luni. Atât, mai 2 luni de zile, pentru că e o poveste foarte lungă. Eu eram într-o luptă continuă cu sistemul. Și avem destul timp. Așa, și în bătălia asta dată, mi-au anulat titularizarea. Da. Și m-au lăsat fără catedră și m-au împărțit catedra, m-au dat, deci eram inspector general la jung, m-au dat la catedră, la catedră m-au anulat de complet. Dar ați de și în felul ăsta am ajuns și la Vrânceanu, da. Și la școala 19. Da. Măriuca, Măriuca. Și acum, haide să continuăm. Povestea lungă. Acum. Și acum ai predat undeva? Nu mai predau. De unde ați predat ultima oară? Ultima oară am predat la PTTR. Ah, d'accord. Da, carte, da. Și penultima? Penultima la voi. Penultima? Penultima, penultima la Vrânceanu. Și penultima? La Ferdinand n-am fost decât, cred că în inspecție am fost așa, dar nu n-am fost așa ca să predau. N-am avut catedră. Am avut și la economic. Economic? Așa. Aveți soție de profesor de economic. Da. Bun. Important este, dragilor, că acum ne aflăm la Prof Online. Acum ne predați nouă. Da, și Prof Online este postura aceea de a face ore cu foarte, foarte mulți copii, nu numai din România, ci și chiar din exterior. Toți cei vorbitori de limba română se pot uita și pot vedea lecțiile noastre. Dar e important de unde păstăm. Da, aici este toată povestea. De aceea like și share pe vedat, nu? Continu, ca să-i putem ajuta și să ajungă și la ei vestea asta. Așadar, problema care mi-am pus-o foarte tare a fost asta. De regulă, n-am coborât la 1-4, decât în ultima instanță, când am văzut acum că voi, copiii, veniți de la școli, de la învățători, cu niște automatisme și e foarte greu să scoate cineva din cap că matematica înseamnă ceva. Da. Nu, dacă acolo, am ghicit acolo, gata, am făcut probleme, ne-am adunat și le 2 numere, le-am scăzut, le-am spus nu știu ce. Și atunci m-am revoltat foarte tare în sufletul meu și am zis, băi, trebuie să cobor aici. Aici sunt adevărul copiii. Pentru că odată... Mă mai înțeleg. Odată ce s-a instalat în mintea ta acest mecanism, acest automatism, cum să spun, lipsă a gândirii și a raționamentului,
nu ai gustat din frumusețea elaborării unui raționament, n-ai nicio șansă ca să devii și tu un copil, să spunem, un om mâine care să poți să te așezi, să duci la bun sfârșit o... să elaborezi un anumit algoritm, niște pași de respect. Nu poți. Asta e. Și handicapul ăsta se menține și te trezești într-o stare de suferință. Este chiar un complex care se instalează în sufletul tău. Băi, dar eu nu mă pricep. Și începe să-ți dai tu verdictul. Nu mă pricep la matematică. Nu. Vă amintiți de câte ori nu v-ați așezat cu gândul că nu mă pricep. Da. Când te așez și te apuci de lucru cu așa convingere, când nu mă pricep... Când am venit prima oară, așa eram. Așa era, da. Erai... Nu, anul trecut. Anul trecut am început mai treaba. Dar cu un stres extraordinar. A fost prima dumneavoastră elevă de clasa 4? Păi nu, mai erau niște copii. Aveam alții. Și nu am plecat. Lichi și cu Noemi erau. Ramona. Ramona. Richard. Noemi. Da. Și... erau din altă țară? Noemi, da, Miami. A fost, am prins, a născut prin Italia, prin nu știu când de, și o trebuie să pun un nume de ce este mai ciudat. Și acum nu, asta n-am putat. Nu știu. În Anglia. Da? Da. Nu știu. Dacă Noemi e ceva gen brazilian. Da. Nu da, știu și exact. Noemi și Richard erau în clasă cu Ramona. Și era... Ramona mi-a descris în Anglia. Aha, deci la Ramona știi, cunoșteam. Da. Și asta a început noi, am început bătălia asta pentru că am simțit că e nevoie, foarte tare nevoie să coborăm mai jos. Și acum ceea ce facem noi, dragilor, este, fetelor, este acest lucru spectaculos. Îndrăznim să compunem probleme. Da. Da? Am constatat aici că nouă este, să spunem, numărul care permite lucrarea în totalitate. Iar dacă modificăm de aici, cifrele, nu două cincimi, să spunem două treimi, nu două treimi, merge frumos cu două treimi, să zicem două șeptimi. Să vedeți, totul se schimbă fantastic de dur. Vrei să începem așa problema? Da. Le formulăm. Ca să prindem ce și cum. Deci două cincimi, două șeptimi din rest și jumătate. Mă ține jumătatea aici, da? Dar la jumătate din nouă rest și rămână în coș, dăm un număr mai mare. Nu știu cât rămân, nu mai mare. Va fi o problemă să stabilim numărul. Nu mai merge nouă. Va trebui altceva complet. Începem treaba. Deci, modifică și tu. Din real nu a problemă. Deci, zicem. 2, 3, 5. Deci, prima dată... 2 pe 5 din mere. Da. 2 pe 7. Din rest. Da. Jumătate din 9 rest. Jumătate din 9 rest. Și mai rămân... nu mai știu ce spune. Nu știu. Mai rămân... aici e... ăsta e miezul problemei de acum. Da? Deci mai rămân, nu știu câte să spun. Va fi foarte tare. Nu mai probleme grele. Uite, acum n-am ce face și intru în bătălia asta cu mine însumi. Dar acum chiar am căutat o culminare. Da? Așa. Da. Eu la început... Da. Da, sper să reușim, că pare foarte tare acum. Vezi că am stresat. Da, mi-am dat acum de lucru că atunci când n-ai ce faci, mai degrabă mai povesteam ceva, mă mai întreba și voi nu știu ce, dar uite că am complicat. Să vedem cât timp ne mai rămâne. Așa, nu, facem un segment. Poate nici nu vin celălalt, că nici pare că nu mai vin, numai cu voi stau de vorbă. Așa că nu... Dar rog că vine tata. Dar rămân eu după. Da. Deci vine tata și te-a tata. Pare rău. Da. Și tata... îl opri și pe el să învețe.
Da. Dacă nu te vom mai ajuta pe mama la servici. Sigur că să înveți și niște chestii interesante. Așa. Deci spune-mă că... Un segment care l-am împărțim în 5. Deci, hai să zicem așa. Un segment pe care să-l împărțim în 5. Una, două, trei, patru și a cincilea al tacului. Da. Acum, hai să luăm două. Luăm două. Da, luăm două. Așa. Îl coborăm segmentul care nu a rămas. Da. Îl împărțim în 7. Asta e chestia. 2, 3, 4, 5, 6. Ei, asta e bine. Un labin nu e mai mic, unul e mai mare, unul e mai... Hai să încercăm așa, cât de cât. Da, cât de cât. Să nu ei, am încercat eu. Am încercat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gata. Da, și deci, mi-am pasat la sucuri micuțe. Hașurăm 2. Deci, hașurăm 2. Hașurăm 2. Coborăm segmentul, care ne-a rămas 5. Așa. La multe segmente sunt... Îl punem în două, îl împărțim în două. Deci au rămas, practic, peste 5 micuții, nu? Da. Îl dăm în două. Da. Și hașurăm o bucată. Hașurăm o bucată. Și ne-a rămas un segment în care sunt 5 mere, așa presupunem. Să zicem 5 mere. Dacă punem 5, înseamnă asta tot cât e de mare, așa. Păi... 10. Da, dar ați spus că trebuie să le aflăm, nu trebuie să mai... Nu, începem. Începem tatonarea. Așa. Să vedem dacă ne prindem. Dacă ăsta merge bine. Da? 10. 10 împărțit la 5 ne dă 2. Deci 10 împărțit la 5, că sunt 5 segmente aici. 1, 2, 3, 4, 5. Bună. 10 împărțit la 5 face cât de 2, nu? 2, da. Deci 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 7, încă 2 și încă 2. 7. 7 ori 2, 14. Ah, da. 14. 14 împărțit la 3. Nu se poate. Trebuie să schimbăm în 8. Trebuie în 3. Ne trebuie un 3. 8. Că aici am împotmărit. 8? Nu. Un multiplu de 3. Adică 15 trebuie. Și ca să facem 15? Păi rămân 15. Dublăm 30. Deci ne trebuie 3 ăla, nu? Da. Ia să vedem. Ia să ne ține treaba. Deci cum zicem? Cam a zis cât. Câte vă? Deci punem 15. 15 mere cu a rămas în coș. Așa. 15 mere. Deci 15 au rămas în coș. Nu trebuie să facem iar desenul? Nu. Ce, nu mai ștergem pe... Să facem din nou. Pe nu, pune deasupra. Deci nu... Dar eu n-am pus 2-2. Adică... N-ai pus 2. Dar eu schimb. Punem în 8-8. Ea a lăsat așa că o știu bine că nu va fi 5 ăla, aproape. Da. Că doar știa că... Și acum la 5 ăla care l-am scris, am mai pus 1. Ai mai pus 1, da. 15. Și cu 15 ăsta... A, 15. Și acolo punem... Săgeată 30. Și acum 30 împărțit la 5 ne dă 6. 6 împărțit la 3 și ne dă 3. 6, deci 30 împărțit la 5. 6 împărțit la 3. Da? 30 împărțit la 5. Tot 2. Nu, atenție, 30 împărțit la 5, 6 fac. Da, nu? Da. 30 împărțit la 5, egal cu 6. 6 e fiecare. Aaa. 6 e fiecare. Și acum 6 ori 7? 42. Deci 42 este ăsta acum. 42. 42. Părți la 3. La 3. Doamne, se împarte. 4 și cu 2. 6. Se împarte. Deci 42 se împarte la 3. 3 și vine cât vine? 42 împărțit la 3 egal cu o dată în 12. 12 de 4. 14 înseamnă o singură. 14 și 14. Și cu 14... Oricât, 14 oricât trebuie să mulțim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 14 ori 5. 14 ori 5. 5 ori 4,
egal cu cât? 14 ori 5 face? 70. 70 mere, mere sunt în coș. 70 de mere sunt în coș. Foarte tare. Deci, atenție, dacă am modificat un raport, dacă l-am modificat, nu mai merge cu 9 mere. Am mers cu 9 mere când am avut 2 cincim, încă o dată, 2 cincim, da? Ci o trebuie să caut o cifră, nu știam care. N-am mers mai întâi cu 5, s-a brodit că 5 cu 5 fac 10 și s-a pățit la 5 aici. Da? Dar când mai târziu a trebuit să împart și la 3, n-a mai mers. De aceea m-am gândit că e vorba de un număr deștept care să-l aibă încorporat și pe 3 ca divizor. Deci ăsta e măsură, da? Deci 5 a fost bun, când așa zic, figurat aici, dar trebuia și 3 încorporat în el. Și atunci 5 ori 3, 15. Deci numărul minim 15. Deci vedeți, eu am întâlnit dificultate pe traseu când a fost vorba să împart toată asta la 3, nu s-a mai împărțit. Acum încep să analizez foarte bine. Am deodată un 3, am un 5 și atunci numărul pe care îl văd aici e 3 ori 5. Da? Deci vreau să-mi spun să nu mai merg pe ghicite. Da, nu mai merg pe ghicite. Zic așa, am un 3, am un 5 segmente, 5 ori 3, 15. L-am prins. Bă, te-ai prins, da? Foarte tare este, foarte tare. Mai iau încă o dată. Uite-te la mine, uite-te, ca să vezi, să vezi cât de frumos este problema. Deci, vedem câte segmente la rest apar. Da, apar 3, apar 5, 5 ori 3, 15 și ai găsit treaba. Nu? E minunat. Da. Adică, de exemplu, la problema... La 2, 5, 5, 2, 5, 5, mi-a numărat. La, nu, ziceam la 2, 5, 5, 2, 3, și o jumate. Așa. Putem să facem... tot 15 și n-a dat da? Deci, deci aici... Contrata te dau 15. Acum vreau să gândim foarte rapid așa. Că, vedeți, s-a brodit aici. Deci 2 cincimi, 2 șeptimi și jumătatea aceea. Hai să modificăm acum, din nou, o altă problemă. La întâmplare cu ăștia. Altă problemă. Așa. Deci, luăm prima dată. Două șeptimi. Hai să facem așa. Un coș acolo. Deci, prima dată, două șeptimi. Șeptimi? Da, 2 pe 7. A doua oară, 3 cincimi din 3 optimi. Hai să fie mai dur. 3 optimi din rest. Da? 3 optimi din rest. Da, și după. Și după aceea, o lăsăm tot cu jumătatea aceea, da? Jumătate. Nu, puneți un sfert. Un sfert, da. O părțime din rest, da? Din noul rest, da? Noul rest. Și constată că rămân... 100. Nu poți să dai la altă. Dar 100! Sau 1000, plece 1000. 99. 99. Să vedeți voi dacă merge. Nu, perfect. Da? 99. Dacă merge. Ar fi... cea mai tare chestie să nimeriți deodată. Da, cum ar nimerit noi atunci. Da. Dar nu... Da, să vedem. Așadar, printr-un segment reprezint numărul de mere. Da, segmentul. Din? Pe care îl împărțim în 7. Îl împărțim în 7, sigur că da. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Așa. Grafix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Acum. Luăm două. Așa, luăm două. Așa. Le covorăm pe celelalte. Covorăm segmentul acela. Da. Îl împărțim în 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele sunt 1, 2, 3, 5. Hașoram 2. Da. Și coborăm acel segment. Ce vrei într-un fel? Da. Așa, hașoram 2, coborăm 2 rest. Îl împărțim în... După. O dată. Îl împărțim în 4. În 4? A, păi... A, avem 1 pe 4. Ăsta de jos îmi spune cât, cât împărțim. Și de ce am luat din de ce am luat? Am luat 2 șeptimi și trebuia să luăm 3 optimi. M-a spăcălit. Da? Sunt tot 2. 3 optimi. Deci 3 optimi, 1, 2, 3. 3 aș lua? 3 aș lua. Ăsta ăsta mi indică din sus cât iau. Dacă sunt 2, scuzați-mă. Da, 3 optimi. Și ăsta e nou rest. Da. Pe care îl împart în coborăm segmentul ăla și îl împărțim 4. 4. Da. 1, 2, 2, 3, 4. Bun. Și acum... Luăm o singură pătrime. Da. Coborăm acel segment. Așa zis-o segment. Așa vrei, dar nu-l mai coborăm. E gata. Păi, ăsta e restul. Dar n-am zis că e un sfert la sfârșit. Ah, da. Asta este. Asta este. Și asta este 99, a spus voi. Da, da. Asta e 99, da? Da. Trebuia 100. Nu. Da, da, e deșteaptă întâmplare. 99 se împarte la 3. Noi vreau să vă chinuiți. Deci, dacă dădeați 100, cu 100 nu se împartea la 3. 957. Deci, lăsăm așa. 99, hai să vedem cu 99. Da. Să vedem dacă merge. 99 se împarte. Nu numărul mare, ci nu numărul mare este povestea. Cum e incorporat. Ci acolo cum e incorporat. Da, da, vă chinuiți, că aveți impresia că e numărul puțin mai mare și nu o să vă dea și trebuie să întâlnați. Și vă speriați, să vă stăriți, să vă stăriți, să vă stăriți, ca dumneavoastră. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 5 și 1, 2, 3. Ia să vedem cum merge. Zem 99 atât dacă o mers, dacă îi deștem. 99 împărțit la 3. Fac 33, da? Da, normal. Deci 99 împărțit la 3 egal cu 33. Și acum 33 ori 4. Că sunt 4 segmente. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Ne dă 2. 1, 4, 22. 2 ori 4, 2 ori 4, 12. 13. 132, nu? 4 ori 3, 12, 4 ori 3, 12 și 1, 13. 132. Și acum 132 trebuie să luăm... 132 este ăsta. Da. Aha. Da? 132 trebuie împărțit la 5. Păi da, și noi avem două bucăte. Și nu merge. 132 nu merge împărțit la 5. Da. Da, nu, mă refer că noi atunci am împărțit în 2. Și bucata aia poate să fie... 132 și cealaltă... Dar nu, n-am împărțit în 2 aici. Am împărțit... Dar nu mai sus. Mai sus am toată împărțit-o în cât? Așa. Toată asta am împărțit-o în 7. Da? 7 și am luat 2. Da. Și acum, pe mine, segmentul ăsta, de 100 cât? 132 trebuie să-l împarți la 5. Că ăsta de aici... O singură bucată este, cât am zis eu, este 33. 33 am mulțit cu 4 și ne-a dat cât? 132. Deci 132 toată da, asta. Da, să vedem o singură bucată. Da. Da. Și 132 nu se mai împarte la 5. Gata. Deci numărul care mi-l dai aici trebuie să fie multiplu de 3, dar și de 5. Băi, atunci am fi. Și de 3 și de 5. Adică minim 15. Așa am și 3 și 5. Deci tu când mi-ai spus că au rămas
în 99, a fost pentru început bine, că era 3. Dar după în momentul în care m-am dus mai sus, n-am posibilitatea să împart la 5. Da. De aceea, trebuie să gândesc să modificăm 99 ăsta. Să luăm, spuneam mai devreme, minim 15, da? Da. Hai să zicem, dacă ar fi 15. Deci au rămas în coș 15 metri. 15 este o singură bucată, așa. Da. Eu trebuie să mulțesc cu câte ca să acopăr partea asta. 4. Deci 15 ori 4 este egal. Nu 15 ori 4. Nu 15 ori 4. La 3. De ce la 3? Că sunt 3 bucăți, ca să amulțim, da? Aia, da? Deci aceea va fi obținut imediat. Noroc că deci 15 împărțit la 3 egal cu 5. 5 o bucată de asta, da? Acum 5 trebuie să mulțim cu 4. Da? 5 trebuie mulțit cu 4. De ce? Că sunt 4 ori, da? Fac 20. 20 este, atenție, este segmentul ăsta. Deci ăsta este de 20 de mega. Care 20 dus mai sus trebuie împărțit la 1, 2, 3, 4, 5. Deci 20 împărțit la 1, 2, 3, 4, 5. Și vine 20 împărțit la 20 împărțit la 5 egal cu 4. Și 4 ori cât? Câte segmente sunt până la ne-l completăm noi aici? Păi, un segment este ăsta. Câte au fost toate astea? Parcă 8. Da. Nu a fost așa? 5 aici cu 3 aici. 8. Și atunci zicem 4 ori 8 egal cu 32. 32 de mere reprezintă segmentul ăsta sus, așa. Da, și 32. Acum trebuie împărțit la cât ca să? 32 împărțit la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, 1, 2, 3, 4, 5. Da, și eu număr acum n-am pus. Și nu se împarte. Nu. Trebuia dacă era 4. Încă un 5. Încă un 5. Oh, adică 15 ori 5. Aha. 5. Adică am o dat un 5 ori 5 și 3. Yeah. Iată că deștept, nu, dacă eu mai, cum mai, vine mintea mai târziu. Știi, yeah. Cum îmi zice, și dăm doamne mintea moldoveanu și ea de pe urmă. Și dacă eu eram deștept și mă uitam câte segmente sunt aici, uite, una, două, trei, patru, cinci. Iarăși, una, doi, trei, patru, cinci. 5 ori 5, 25. Și una, două, trei, 25 ori 3, 75. Deci deodată avem acum șansa să meargă problema. Deci în loc de 15, acum să spunem, au rămas în coș 75 mere. Mi-a dat un moment dat, aș fi vreau să vă spun, de ce nu le mulțim segmentele? Aici e partea. Deci aici a fost. Că tocmai atrasesem atenția. Data trecută am atras atenția că am nevoie, când merg înapoi, să împart la 5, să împart la 5, odată aici la 5, încă o dată la 5, pe urmă. Și deci neapărat aveam nevoie să fie 5 ori 5, 25, și ori 3 de aici. Deci, iată că 75 trebuie să fie. Vă spuneam mai devreme, au rămas în coș, corect, pentru formularea asta, 75 mere. Deci numărul ăsta, deci numărul ăsta nu-i la întâmplare. Deci numărul ăsta nu-i la întâmplare. Deci au rămas... Dar vom reuși vreodată să dăm un număr la întâmplare și exact... Nu merge. Nu. Probabilitatea e foarte mică. Adică șansa să dai un număr la întâmplare să se brodească pentru niște fracții de acolo așezate așa... Nu, e foarte, 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 foarte mică. Și v-ați reușit înainte zi? Nu. Tocmai asta am descoperit împreună. Că nu se merge... Noi am plecat de la chestia asta și spuneam, oare 5 ăla dat de problema lui Alexia o fi la întâmplare
sau este ca urmare a unei judecăți, a unui raționament? Sper să nu fi văzut. Și răspunsul a fost acesta, nu e la întâmplare. Da. Nu, răspunsul este, da? Nu este la... Ne uităm la restul ăsta, că ăsta este un prim rest, al doilea rest, nu? Și al treilea rest. Treilea, da. Deci toată povestea este să mulțim resturile acestea. 5, 5, ori 5, 25, ori 3, 25, 75. Și acum să vedem proba. Să vedem dacă problema merge cu 75. Deci spunem, au rămas în cost 75, da? De mere. Mere reprezintă 75 de mere reprezintă cele trei segmente, da? Cele trei segmente din ultimul rest. Da. Cele trei segmente din ultimul rest. De aceea, pe 75 îl împărțim la 3. Deci pe 75 împărțim la 3 și mulțim cu 4. De ce? Ca să aflăm un singur segment. 75 și mulțim cu 4. La 3 merge de 2 ori. De 75 împărțim merge de 2 ori. De 6, 25. Și vine 25 ori 4 și egal cu 100. 100 sunt merele care reprezintă al doilea rest. Ăsta de aici, da? Segmentul ăsta. Da. Deci 100 sunt merele ce reprezintă restul 2. Adică restul după ce s-a acționat a doua. Și acum, ca să vedem primul rest, îl împărțim pe 100 la câte segmente sunt aici? 1, 2, 3, 4, 5. Deci împărțim pe 100 la 5 și mulțim cu 8. Că total, iată, sunt 8 segmente de acestea. Deci 100 împărțim la 5 și mulțim cu 8 și ne dă 100 împărțit la 5. Cât vine? 20. 100 împărțit la 5. 20 ori 8, 160. 160 reprezintă primul rest. Da, 160 reprezintă primul rest. Și acum, ca să vedem. Dar primul rest ăsta din câte părți este format? Din 1, 2, 3, 4, 5. Deci 160 împărțim la 5 și mulțim cu 7. Că sunt 7 în total. Deci împărțim la 5 ca să vedem o singură bucată. Noi în timpul vacanței mai venim? Păi o să stabilim împreună acum. Cred că o să venim, știți când? În partea a doua. Adică după a doua săptămână. După 3 după 3 4 ianuarie. Că până pe 13 aveți voi vacanță. Dar aveți 3 săptămâni avem în vacanță. Avem 3 săptămâni, da. Așa, primele două cred că stăm acasă, că sunt sărbători deja. Și când se intră în partea a doua, adică de pe 3 ianuarie, 4 ianuarie încolo, încercăm să pornim la treabă. Sunăm. Da? Sunați ca să ne putem să începem treaba, da? Deci, 160 împărțit la 5 ori 7 și 160 împărțit la 5 facem cât? Dar nu, dacă ne întâlnim nu facem, ce asta e matematică. Da?
Noi, aici este cel mai tare, că nu facem matematică de asta stresantă. Da. O matematică în care, aici venim pur și simplu să... Distractiv, așa, de... Ca clasa a întâi. Da, pur și simplu stăm de vorbă. 5 în 16 merge de 3 ore. De asta știți că este ora... Sovintata. 38 de minute și nu avem tata. Și tata nu mai vine. Nu da, și tata nu mai vine. 5 în 10 de... 3. Da, 15. 5 în 10 de 2 ori. Tata când se uită la geam și îți dă seama că lucrăm și zice, măi deranjez, măi deranjez, da? Eu nu-i văd. Deci, dar nu cu copiii și așa, nu știu când mai vin. Poftim? Clasa A. 4 la 6, a 6-a, o înțeleg că nu mai vine pentru că... A 6-a? A 7-a, nu? Dar faceți împreună? Nu, nu. Veneau și a 7-a după... A 4-a. Deci după a 4-a, vine a 7-a și numai 11-a. Așa. Și stați până vine Cosmin? Ba nu, nici Cosmin nu mai vine. Nu, nici Cosmin. Plecați după noi. Da. Cu voi se termină toată treaba. Deci 32 ori 7, da? Și face 7 ori 2, 14, 7 ori 3, 21, 22. În coș au fost 224 de lei. Aleluia, am dat de capăt. Da? Și s-a terminat. Coș a fost... La revedere! Să ne place și share. Eu ce veți posta. Deci, nu mai stăm pe gânduri. Am descoperit, dragilor, cam care e mecanismul. Da. Este mecanism, foarte, foarte mecanism, interesant. Ca să mulțim restul segmentelor nehașurate. Da, asta e ideea. Putem face probleme câte vreți voi de multe. Este chiar un moment de bucurie să le spunem prietenilor. Ce să le spunem? Să ne dea un like și share. Să dea like și share și să le spunem la mulți ani. Da, sărbători fericite. Sărbători fericite. Un an nou fericit pentru că vom veni. Da. Și să... Haideți să le spunem împreună. Și să le spunem așa. Că aici la Prof Online, o atmosferă este de plăcută. Da. Și că noi sperăm ca și în anul care vine să le oferim lor lecții din ce în ce mai frumoase, da? Da. Din ce în ce mai frumoase. La revedere, dragilor!